Dumnezeu de la început, lumea tot o făcut, și-o luat pământ de jos, l-o făcut pe Adam frumos. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Și pe Eva o zidit, la oaltă i-o întâlnit, și le-o dat raiul pe mână, să trăiască împreună. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Și-o poruncă le-o lăsat, din tăți pomii să mâncați, numai din pomul înflorit, nu mâncați că-i oprit. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Eva măru o mușcat, și lui Adam ei o dat. Dumnezeu s-o supărat, Dumnezeu s-o supărat. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Adam, Adam, și-ai lucrat, Doamne, Eva, m-ondeamnat. Eva, Eva, și-ai lucrat, Doamne, șerpilini-o dat. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Șerpele și-l năsprăsău, ducă-se pe-a furisău. Rămâneți cu sănătate, că noi mergem mai departe. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Mă apuc așa o nostalgie și o bucurie totodată când mă gândesc că mai avem foarte puține zile până când și acest an se scurge. Va veni unul mai bun, cine știe, a fost un an greu, un an dificil, un an cu multe, multe semne de întrebare, un an cu multe eșecuri și poate doar câteva bucurii. Dacă au fost oameni pe această lume care au bucurat în această perioadă pe semenii lor, acești oameni sunt aleși. Sunt aleși și probabil așa a vrut Bunul Dumnezeu să lase
în această perioadă greu încercată, câte un om și de acest fel, pentru a bucura pe alți semeni de ai lui. Unul dintre acești oameni, pentru că tot ne aflăm în luna în care fiecare trebuie să fim mai buni, fiecare trebuie să dăruim, fiecare trebuie să facem acte caritabile, pentru că în această lună fiecare dintre noi ar trebui să aibă bucurii mai multe. Așa se știe că în perioada sărbătorilor toată lumea trebuie să fie cât de cât fericită și mulțumită. Și pentru că în tot anul, și nu numai, o persoană pe care eu am să vă prezint astăzi a realizat lucruri atât de frumoase pentru semeni, o persoană care, pe lângă faptul că e atât de tânăr, atâta energie are, încât o să vă mirați de unde atâta pasiune și de unde atâta dăruire. Dragi prieteni, acum în această perioadă a anului, când mai sunt doar câteva zile până când o să ne bucurăm de marea sărbătoare a Crăciunului, vreau să vi-l prezint pe nimeni altul decât pentru cei din Iași care îl știu, pentru cei care nu sunt din Iași, vor afla acum Andrei Mocanu. Maestre, bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația de a fi aici în platoul la Apolone TV. Este o mare bucurie și o mare oportunitate, pot să zic, să mă aflu aici în studioul emisiunii dumneavoastră. Vă mulțumesc, chiar. Andrei, de obicei pe acest scaun se așează artiștii. Tu, cu poveștile lor, tu poate ești din fiecare câte puțin. Pentru că ai și suflet de artist, ai și suflet de om și mai mult decât atât, tu și lucrezi cu puterea divină. Tu ești absolvent al școlii de teologie, al facultății de teologie și probabil Dumnezeu ți-a dat așa un dar de a, cum se spune, dar din dar se face rai. Cred că darul meu este acela de a aduce, nu cânt, nu am voce, dar am descoperit acum vorbele doamnei Mioara Velicu, anume de a fi slujitor ai folclorului. Eu poate am primit așa un har de a sluji folclorului în alt mod, anume de a aduce artiști și de a pune folclorul în slujba oamenilor, de a pune folclorul în ajutorul oamenilor. Chiar îți spuneam adesea sintagma folclor în ajutor. Andrei, tu cu ajutorul folclorului, pentru că ai gândit că asta este cea mai bună cale de a atrage lumea în actele tale caritabile, ai reușit să organizezi foarte multe evenimente cu statut caritabil prin care tu ai ajutat oameni, mulți oameni. Când te-am cunoscut eu, știu că ai organizat pentru copii, pentru, nu știu, mi-aduc aminte că pentru niște copii din Rădăuți, dacă nu mă înșel, când ne-am cunoscut noi prima dată. Da, erau. Și de la asta, iartă-mă că te întrerup, ai ajuns să faci case. Case pentru oamenii nevoiași. E o distanță uriașă. Cum? Prima campanie, când m-am sunat acum 2 ani, era Moș Crăciun la copiii din spitale și centrele de plansament și a fost așa o explozie a evenimentului caritabil, o seară românească organizat în Ascoriaș. N-am stat acea ediție niciodată, a fost ediția care ne-a maturizat, ne-a pregătit și ne-a motivat să mergem mai departe și ne-a arătat că nu suntem singuri în ceea ce vrem să facem, anume a face oamenii fericiți. Și era o campanie tot de Crăciun prin care am ajuns în acel an la 1000 de copii, atât la centrul Sfântul Leontie din Rădăuți, cât și la Spitalul Sfânta Maria din Iași și la alte centre de aici din Iași, cu un ursuleț, cum așa de mare era ursuletul și că m-am avut și la spectacol câțiva ursuleți. Mi-aduc aminte ursuleții, da. Pentru că îi cărau copiii, erau mai mari decât ei, dar câtă fericire ai putut aduce pe buzele acestor copii, ce zâmbete fericite, a fost minunat. Chiar mi-aduc aminte și te-am admirat atunci. Păi, cred că ăsta este cea mai mare bucurie pe care noi putem să o facem aici pe pământ, să fim motivul pentru care alți oameni zâmbesc, pentru care oamenii aflați în suferință, în grele încercări, zâmbesc, sunt fericiți. Și de la ursuleți la case. E o diferență imensă. Am zis la anul trecut, am zis să facem ceva mai mare. Ceva care atunci când mergem pe stradă sau alți oameni peste generație vor merge pe stradă, vor vedea acel ceva și vor spune, uite, acesta este făcut de tinerii din Ascor, uitați, pentru acest lucru a cântat și bunica mea sau bunicul meu, pentru acest lucru a contribuit și orchestra lăutare sau pentru...
să fie o imagine, să reprezinte în mod fizic ceea ce am făcut noi prin această campanie. Și atunci a venit ideea, hai să facem o casă unei familii. A venit o idee, n-am să uit, a venit în luna mai ideea, pentru 2 sau 3 mai, iar de cea la finalul lui mai făceam un concert, primul concert caritabil pentru a lansa campania Împreună ridicăm o casă. Casa există, deja se bucură familia de această casă, o să ajungem la un moment dat să povestim în detaliu despre acest lucru, dar acum hai să ne amintim, tu de câți ani ești la SCOR? De 5 ani sunt la SCOR. De 5 ani. Da. Ești ieșean de origine din Țibana, Țibănești? Comuna Țibana, da. Județul Iași. Ai absolvit facultatea de teologie din Iași, da? Da, secția pastorală. Și atunci ai avut prima dată tangență cu ASCOR. Da, acum 4 ani, 5 ani am avut prima tangență cu ASCOR-ul. Și nu mă gândeam atunci că o să organizez astfel de evenimente. Toate au decurs în timp și probabil și oamenii care au intrat în tangență cu tine ți-au influențat cumva viața, ți-au schimbat viața. Dar atunci... Acum 4 ani, cum spui tu, așa erau aceste evenimente la SCOR? Nu, acum 4 ani, aceste evenimente numite O Seară Românească, erau undeva cu 80-100 de oameni, nu veneau artiști, adică dacă cântau 2-3 tineri voluntari ai asociației, era ceva micuț, mult mai micuț. Adică atunci erau cu 80 de oameni, iar la ultimul eveniment pe care l-am organizat cu ajutorul dumneavoastră, a fost peste 1000 de oameni. Adică... Hai să ne întoarcem un pic în timp. Nu știu dacă am materiale cu evenimentele de acum 4 ani, dar din 2017 am. Pentru că mi se pare un moment foarte relevant când a invitat, cred că pentru prima dată, surorile Osoianu din Basarabia. Da, ele au fost cele care am dat startul acest eveniment cu artiști, cu nume sonore ale folclorului. Din folclor. Din folclor. Până atunci era probabil ceva așa, organizat ad hoc de voi, voi între voi, cum ar veni. Ceva în familie. Deci ați dat o altă nuanță și de atunci probabil și lumea a observat altfel aceste evenimente ASCOR. Exact. Deci, cum să spun, toate la timpul lor. Toate la timpul lor și, dragi prieteni, haideți să intrați mai în amănuntul acestor evenimente, să înțelegeți de unde s-a pornit și unde s-a ajuns. În 2017 a fost primul eveniment mai relevant organizat de Andrei cu ASCOR-ul și au venit primii artiști adevărat, surorile Osoianu. Să urmărim acest material, urmăriți-l cu atenție și o să vă dați seama de ce a fost o mare reușită și de atunci tot mai sus a mers. Acum urmărim, să ne bucurăm și revenim. Da, eu intrând suși în noi poli, ram diri 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 ra. Cât are ghine să țări, ram diri 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 ra. O Seară Românească este o activitate de tradiție a asociației noastre ASCOR Iași. Tinere înțeleg tradiția, înțeleg ceea ce a lansat înaintașii noștri și se bucură și promovează aceste lucruri. Sinița Iodochea Dumitrița și vin din Basarabia. Cu mult dor și cântec vă aduc aici. Sunteți foarte frumoși și vă invit cu mare drag, cu foarte mare drag, la Chișinău, la concerte, să asistați și să vedeți că și noi suntem români. Muzica.
mai frumos pentru noi ca asociație care promovăm credința, promovăm cultura și tradiția noastră autentică, să vedem acești tineri minunați cântând, dansând tradițional românește. Yeah.
Ne pare foarte bine că am ajuns la o seară românească la Iași. Ne bucurăm că am fost astăzi alături de acești tineri frumoși. Să le dea Domnul sănătate și le dorim mult, mult succes. Să știți că Asociația Ascora face un lucru minunat, pentru, mai ales pentru acești tineri. Și ne bucurăm foarte mult că am fost și noi prezente astăzi la sărbătoarea dumneavoastră. Văzând acești tineri frumoși, ne-ați împlut inimile de bucurie. Vă dorim mult, mult noroc și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți Am revenit, am urmărit cu drag și cu mult interes. Eu n-am fost la acea ediție, dar mi-am dat seama că a fost o reușită. A fost o provocare mare pentru voi. Cu multe emoții. Am privit și materialul video de acum 3 ani și îmi dau seama că a fost un eveniment, o provocare pentru noi și un eveniment la care nimeni nu se aștepta, atât din asociație, cât din universitate sau din mitropolie, fiind o asociație care aparține și de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Dar a fost momentul culminant, a fost un moment pentru noi care ne-a arătat că putem face lucruri frumoase. Asta v-a ambiționat? Da. Ne-a ambiționat foarte mult și ne-a motivat să mergem mai departe cu mai mult curaj, cu mai multă încredere și să încercăm să facem ceva și mai mare, cu mai mulți artiști care să fie mai de impact. Și n-am să uit anul 2018, când v-am sunat prima oară, mi-am des că eram în curtea Mitropoliei și tremuram tot la telefon, tremura vocea când v-am sunat și vorbeam cu dumneavoastră și mi-am amintesc cu entuziasm și cu emoție acel telefon, după care v-am întâlnit personal pentru prima oară în Parcul Copou. Dar stai să fac o paranteză. Mă sună, dragii mei, Andrei și spune: maestre, știți, v-am invitat la un... În general, ei sărăcuți erau foarte rezervați, așa, spectacol caritabil, nu știu ce... Vă gândeați și voi că cine știe, poate noi suntem cu figuri și nu am vrea să cântăm. Eu cântasem la sute, zeci de spectacole caritabile până am invitat-o. Și în momentul în care m-a invitat Andrei, fiind și luna decembrie, cred că în decembrie sau în noiembrie. În noiembrie. Fiind perioada asta când noi întotdeauna vrem să fim mai buni, adică n-am vrea să creadă lumea că noi nu suntem decât pentru bani și pentru nu știu ce. Noi foarte multe lucruri caritabile am făcut, dragi prieteni. Noi dăruim foarte mult pentru că și Dumnezeu ne-a dăruit nouă foarte mult. Talentul, în primul rând, pe care l-a dăruit Dumnezeu, este pentru noi o mană dumnezeiască. Și Andrei m-a sunat și zice: dacă ați fi dispus, poate dacă vreți mai veniți cu cineva. Și zic: cineva? Să aduc 20 de cântăreți. Între 20 și 20 au fost. Eu am crezut că era o glumă când a zis 20, nu eram așa fascinat, nu venea să cred. Și după aceea am văzut să văd nume și poze. Intram pe YouTube, vedeam videoclipurile, vedeam. Toate și... atunci îi cunoșteai. Da, pe mulți dintre ei, da. Și eram așa fascinat, am zis, chiar o să vină toți oamenii ăștia la evenimentul nostru. Păi când am văzut afișul cu 20 de artiști și de aici din Iași și de peste Prut, doamna Silvia Zagoreanu sau din Focșan, doamna Ionica Stan, foarte multe nume mari. Eram, chiar vin toți aici, chiar fac evenimentul ăsta, chiar organizăm așa ceva. Într-adevăr a avut un mare impact acel eveniment, pentru că de atunci chiar voi ați conștientizat și ați realizat că succesul vostru este legat de aceste evenimente să fie cât mai calitative. Aceste evenimente au atras foarte multă lume dornică de a face un bine într-un mod, știu, cum să-i zic eu,
într-un mod în care ei să știe că bănuțul lor, contribuția lor, chiar se duce acolo unde trebuie. Și într-un mod în care și plăcut totodată, adică oamenii dădeau un bilet, 40 de lei sau 50 de lei câte era biletul, veneau la acel eveniment și trăiau bucuria evenimentului. Iar prin bucuria lor, reușim în continuare să oferim o bucurie oamenilor. Un lucru foarte important la aceste evenimente, știi care este, Andrei? Pentru că noi aceste evenimente le-am făcut ca pe o petrecere, ca pe un bal tradițional. Toată lumea a venit în costum popular și au dansat. Deci nu stând pe scaune, pentru că altfel se manifestă, alte trăiri sunt atunci când se dansează, când se bucură. Cred că asta este și ceea ce ne diferențiază de alte spectacole, pentru că aici și tineri de toate vârstele, din liceu, studenți, pensionari, toate vârstele, efectiv, veneau și dansau acolo, hore, sârbe, artiști coborau în mijlocul oamenilor. Pentru tineri, pentru foarte mulți tineri din asociația noastră, au fost primul moment, prima oară când au văzut un artist adevărat lângă ei, adică puteau să-l vadă live, de rest să-l asculte live. Păi știu că nu mai dovedeau cu pozele și am primit tablouri făcute de ei, deci ne-am simțit foarte bine și un lucru foarte important este că voi ați fost foarte ospitalieri. În general, artiștii, cum să-ți spun, vin și oferă actul artistic, dar nu trebuie să vină cu mâncare de acasă și cu biletul de transport de acasă, adică astea sunt niște reguli de respect față de un artist. Lucrurile astea voi le-ați învățat de la noi și acum, în momentul în care un artist este invitat, niciodată nu spune nu, doar dacă are vreo problemă majoră. Și cum spuneai că ai tăi colegi s-au bucurat de prezența artiștilor, păi aici, de exemplu, în materialul următor, 2018, eu am fost surprins de câtă frumusețe și ce artiști mari, Margareta Clipa, Mioara Velicu, Elisabeta Turcu, Steleana Sima, Luciana Văduva și în alte evenimente între, pentru că tu ai mai organizat evenimente caritabile și pe timpul anului, nu numai aceste de final de an, cum probabil aveți voi o tradiție asociației. Deci, s-au perpetuat de-a lungul anului aceste concerte. Lumea abia aștepta, ne întreba când mai dați, când mai este. Foarte frumos. Mi-am amintit timpul pandemiei, câți oameni dădeau mesaje pe pagina asociației și cât întrebau când mai este un spectacol din ăsta, când facem o seară românească, hai să ridicăm următoarea acasă, să mai facem un eveniment din ăsta. Și m-am bucurat foarte mult că și artiștii, dumneavoastră artiștii, de asemenea spuneți că luați inițiativa. Andrei, unde următoarea acasă? Unde facem următoarea acasă? Da, deci ne-am implicat și noi, sufletește. Mult. Hai să urmărim acest material din 2018, dragi prieteni, bineînțeles că dumneavoastră cu ochii pe noi să fiți și probabil o să fie un exemplu și pentru anul ce va urma. 2018 este acest material. Dragi prieteni, numai aici la Polonia TV. Eu sunt Margareta Clipa și vin din Suceava, din Bucovina, la acest minunat spectacol care ne adună pe noi pentru un scop caritabil și anume pentru cei care sunt în nevoi, în suferințe, de sărbători, de Crăciun și de Anul Nou, se adună bani acum pentru a le face lor o bucurie.
această seară mă aflu la o seară românească, deoarece mi-am dorit să sărbătoresc anul centenar prin participarea la un eveniment care valorifică tradiția poporului nostru, alături de prieteni dragi și de alte personalități cunoscute. Am vrut să fac parte din grupul de tineri care au avut curajul și marea dorință de a-și exprima cultura și gândul cel mai important din neamul pe care o fac, adică neamul românesc, că reprezintă o bogăție imensă. Evenimentul Seara Românească este unul, să spunem, de excepție pentru noi, atât pentru faptul că participă mulți tineri, dar mai ales pentru faptul că e vorba de identitatea noastră. Prin alte activități promovăm altceva, promovăm cultura, promovăm credința, promovăm voluntariatul, dar prin aceasta ne promovăm pe noi ca identitate. Vedem că suntem îmbrăcați în aceste frumoase ei românești, dansăm pe cântece populare, tradiționale, facem hora care arată unitatea dintre noi. Tinerii care poate pentru prima dată sau poate de puține ori au luat contact cu muzica populară, învață să danseze muzica populară și învață să cunoască o nouă dragoste, aceea a cântecului și tradițiilor populare. Da, parcă ieri s-au întâmplat lucrurile astea. Mi-aduc aminte că a fost foarte frumos și lume peste lume. Tineretul, cât de entuziaști erau. Voi v-ați făcut un mod de existență cu aceste spectacole. De altfel, aș vrea să mărturisesc telespectatorilor că pe lângă dragostea față de folclor sau față de actele caritabile pe care le făceai tu, Dumnezeu ți-a oferit și șansa de a intra în colaborare cu artiștii, cu noi, și așa ai ajuns și prezentator. Da. Ți-amintești faza cu prezentarea? Cum a fost? Amintesc, de-am întâmplat cu pola dumneavoastră și nu mai știu cum m-ați întrebat dacă cânt. Eu am zis că nu am acest dar și m-ați întrebat cam ce fac eu dincolo de organizare și am spus că prezint. Și mi-ați oferit șansa chiar în acea zi să urc pe scenă la un eveniment organizat de dumneavoastră și să prezint. Și pot spune că a fost un moment crucial în viața mea personală, dincolo de partea de activitate în asociație. Faptul de a urca pe scenă și a prezenta ajuns să fie un hobby, să fie o pasiune și să mă regăsesc, să mă simt pe scenă ca acasă și să fiu mereu cu dor de scenă. Hai să mai fac și o paranteză. Aș vrea să-ți spun că tu m-ai rugat să-ți prezinți în cadrul festivalului din Copou, unde era atâta lume, să-ți prezinți evenimentul Corect. Tău. Și am spus că de ce să nu faci tu? Urcă pe scenă și prezintă-l. Tu cu emoții și când te-am văzut cât de tranșant ai fost, cât de ordonat și cât te... Am zis că, da, băiatul ăsta are un adevărat talent de a fi prezentator. Și mi-aduc aminte că erau 3 zile de spectacol, nu știu în care din ele ai fost, că ți-am zis, mâine ce faci? Păi mâine vin încoace și prezint spectacolul.
Și mi-ai mărturisit tu că toată noapte te-ai uitat prin internet să vezi despre artiștii care erau în următoarea zi, să știi despre ei, palmarez, de unde, ce și cum. Și prezentam chiar în serios treaba. Mai chiar cu emoții și prezentam un versuri de foarte multe ori, căutam să iau citate din cântecele interpreților care deci asta cântau în acea pasiune. Zi. Și tocmai m-am regăsit și vă mulțumesc că dacă recunosc că dacă nu mi-a oferit acea șansă, probabil nu prezentam. Este că ulterior ai devenit chiar celebru ca și prezentator pentru că ai fost invitat la diferite evenimente să le prezinți. Atât în, la TV am fost de foarte, am avut mai multe apariții, cât și la evenimente comune sau colaborare cu un impresar. Tu ai proiecte foarte frumoase cu Basarabia. Da, tot în urma acestor evenimente făcute aici în Iași cu dumneavoastră, cu artiștii, am fost solicitat la un moment dat să ajut Episcopia de Bălți, înființată acum 2 ani și la fel știu că am mers mai întâi cu doamna Mioana Verico și cu doamna Elisabeta, după aceea cu dumneavoastră și cu doamna Ionica Stan și de asemenea colaborarea cu artiști m-a ajutat foarte mult să ajung să lucrez. Ai devenit deja celebru și acolo. Am înțeles că îți vor cere ajutorul în niște proiecte tot așa culturale. Uite, vorba mea, momentul potrivit la timpul potrivit. Probabil ziua și momentul în care tu ai urcat pe scena aia din Copou a fost decisiv pentru viitorul tău, pentru că de acolo au pornit toate. Da, de la un simplu organizator de evenimente ASCOR, unde putea să fie oricare și oricine, ai ajuns să fii agreat de toți artiștii, să fii chiar iubit, respectat și mai mult decât atât să intri în acest univers, să ai posibilitatea ca împreună să organizăm aceste evenimente pentru a face bine oamenilor. Pentru că nu numai aceste case care culminează aceste evenimente, dar tu, așa cum ai spus, de sărbători, de Paști, de Crăciun, te duci cu daruri la oamenii bătrâni, la copii. Am ajutat și cazuri, știu eu, unde erau probleme de sănătate. Da, da, da. Deci foarte, foarte multe lucruri. Tu ești preot. Da. Crezi că nu, sau mai bine să te întreb altfel, nu crezi că asta ți era menirea? Da, cred că asta a fost chemarea pe care am avut-o să slujesc atului Dumnezeu, dar și oamenilor și mai ales să slujesc țării, tocmai prin a aduce artiștii, slujitorul folclorului românesc, așa cum sunteți dumneavoastră, care slujiți cu adevărat folclorului, cum eu slujesc poate altarului, dumneavoastră slujiți folclorului. Folclor care este, în viziunea lui Nicolae Iorga, cartea de vizită a poporului român. Iar eu încerc prin aceste activități caritabile și prin aceste evenimente, o seară românească, să arăt tinerilor, pentru că suntem într-o asociație de tineri, frumusețea folclorului, frumusețea cântecului popular, frumusețea portului național românesc, a ceea ce ne reprezintă pe noi, frumusețea dansului, ați văzut cât dansează tinerii sau cât de frumos, foarte mulți tineri în urma evenimentului din 2018 nu știau să danseze popular și am inițiat în cadrul asociației un atelier de dans popular. Unei tineri au învățat, iar mai apoi dansau și mai mult. Și cred că asta toate numai spre bine. Întocmai, toate spre bine și mă bucur foarte mult că dumneavoastră, artiștii, credeți în noi. Pentru că noi singuri nu am reușit să facem tot ceea ce facem. Dar având încrederea dumneavoastră și faptul că ne ajutați foarte mult să fim vizibili în societate și oamenii văzând că dumneavoastră ne susțineți sau toți artiștii care ne susțin au și încredere în noi. Am devenit credibil. Andrei, totuși, nu întâmplător am lăsat mai spre final următorul moment pentru că ceea ce am făcut noi în 2019 a fost un moment culminant de gen spectacol ASCOR, spectacol caritabil. Urmărim întâi materialul. Și după aia vorbim. Și după aia vorbim, că e mult de vorbit. Dragi prieteni, urmăriți următorul material din data de 7 noiembrie 2019. După care revenim aici în studio.
Da, prieteni, asta era. Deci, au culminat aceste spectacole cu cel mai grandios spectacol pe care l-a putut organiza Ascor vreodată, Orchestra Lăutarii și cu artiști de prima mână din toată România, un eveniment care a adus 1000 de oameni. Peste 1000 de oameni a fost acel eveniment, fără voluntari, deci oameni care au venit, au luat bilet, care au fost în sală și peste 10.000 de oameni care s-au uitat live la eveniment, pentru că evenimentul a fost transmis și live. În sală au încăput doar 1000 de oameni, pentru că așa a fost spațiul, deși foarte mulți oameni ar fi dorit să vină la acel eveniment cu maestru Nicolae Bodogroș și Orchestra Lăutarii. Eveniment pe care noi tinerii din Ascor nici nu visam. Deci, într-adevăr, a fost probabil unicat până, în acest, până la acel moment pentru Ascor. Să dea Dumnezeu să mai fie și altele. Ideea este că trebuie să mulțumim tuturor celor care s-au implicat atunci și de latura artistică m-am ocupat eu și tu te-ai ocupat de latura organizatorică pentru că a fost o muncă titanică, iar invitații pe care nu am să-i uit niciodată și-au dedicat sufletul, inima, talentul pentru acest eveniment: Beatrică Mâțu Stoian, Ionuț Fule, Angelica Flutur, Ion Paladi, Grigore German, subsemnatul în cadrul care mi-am lansat și albumul de 30 de ani de carieră artistică, deci un alt eveniment frumos, Ioana Căpraru și Lilia Roșca și inegalabilul maestru Nicolae Bodgros cu orchestra lui, Orchestra Lăutarii, care a adus pe culmile frumuseții și muzicalității și nu știu, nu găsesc cuvintele, acest spectacol care a adus bani pentru proiectul nostru. Acest spectacol care a adus bani pentru a începe cea de-a doua casă în cadrul campaniei Ascor Iași, prin acel eveniment din 7 noiembrie am lansat a doua ediție a campaniei Împreună Ridicăm Deci o casă. Acum lucrez la a doua casă. Am terminat a doua casă. Da. Am predat chiar la a doua casă. Prima casă. Familia. Unde este prima casă? Prima casă este în satul Grădinii Gândului, Comuna Țibănești și județul Iași. O familie nevoiașă. Era un caz social, da? Da. Copiii nu aveau mamă, tatăl semiparalizat. Și... Sunt fericiți acei oameni? Da. S-au integrat în societate. Verificați din când în când? Lunar. Lunar. Deci lunar. Timp de 5 ani am să avem un acord cu ei, ca timp de 5 ani să fie de acord, să fie verificat și să mențină anumite reguli pe care noi le-am... Deci cam câte spectacole îți trebuie ție cu un an, doi înainte ca să poți realiza o casă? Două spectacole maxim pentru o casă. Două spectacole mari? Deci spectacolul cu Orchestra Lăutare pe care tocmai l-am văzut înseamnă că a fost pentru un alt caz din Botoșani. Pentru un caz din Botoșani, satul Pleșani, Comuna Călăraș. Ne vorbim de o casă mult mai mare, o familie cu 6 copii, familie tânără, părinții fiind tineri, dar... Tu ai și ajutor oficialităților de acolo, pentru că da. Casa aia nu o construiești așa, trebuie un teren, trebuie niște acte, trebuie probabil și oamenii de acolo să... Doamna primar s-a implicat foarte mult, ambele doamne primar și din Comuna Țibănești și din Comuna Călăraș s-au implicat foarte mult și ne-au ajutat atât cu actele, cu autorizațiile, dar și financiar nu a fost cazul, sau cu mână de muncă de foarte multe ori, sau cu materiale, așa cum au putut fiecare și ne bucurăm foarte mult de comunitate, pentru că și comunitatea din jurul preotului, din parohie, se implică și ne ajută foarte mult. După care, prin evenimentele caritabile pe care le facem, ele și cu Orchestra Lăutare, a fost ceva de neimaginat, pot să zic, pentru Ascor Iași. Am reușit să strângem foarte mulți bănuși, să facem o primă parte a lucrărilor la acea casă. Deci, deja în luna martie era ridicată, practic, casa. Iar mai apoi, în septembrie, a fost sfințită. A fost pandemia și a fost un pic mai greu cu lucrările, dar cu toate astea am reușit, pentru că, așa cum știți, și în timpul pandemiei am făcut concert, când nimeni nu mai făcea. Da, online și online. Noi eram cu concert cu sala goală, dar era online și a adus și acel concert, a adus bănuți. A adus bănuți încât să finalizăm partea de dezugrăvit acasă, dat cu var, grese, faianță, iar mai apoi și deci, în concluzie, am îmbinat utilul cu plăcutul. Întocmai. Avem familii fericite prin aceste manifestări culturale. Artiștii sunt bucuroși când știu că rezultatul muncilor se duce acolo unde trebuie. Tu ești un om fericit? Da. Sunt un om fericit pentru că... Numai datorită acestei profesii, acestei implicări sau și ca om, ca individ, ca ins, ca preot, ca
Ca proaspăt căsătorit, să da, zicem. Sunt unul fericit pentru că, dincolo de latura aceasta artistică, de prezentare evenimente, organizare evenimente, de cazurile caritabile pe care le facem, am o soție frumoasă pe care o iubesc în orice, care mă iubește. Ești proaspăt căsătorit, da. Da, abia căsătorit așa de câteva săptămâni, pot să zic. Da. Și împreună cu ea avem proiecte de viitor prin care, de asemenea, vrem să continuăm activitățile social-filantropice în societate. Această căsătorie te întregește ca om? Da. Eu văd că tu porți în piept o distinție foarte prețioasă. Ne spui despre ce e vorba? Este distinția Crucea Sfântului Ierarh de Osoftei a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, o distinție pe care am primit-o la Sfințirea Primei Case din partea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. Eu port această distinție ca și coordonator al campaniei, dar să știți că toți artiștii care ați cântat pentru această casă, toți sponsorii noștri, purtați împreună cu mine această cruce. Pentru că eu o port ca și coordonator, dar dacă nu erați dumneavoastră, dacă nu erau concertele, dacă nu erau sponsorii, nu primeam nicio această cruce. Eu am înțeles că această distinție nu o primește oricine. Pot să zic că sunt cea mai tânără persoană care am primit această distinție din partea bisericii. Mă responsabilizează foarte mult, asta este drept, dar v-am zis, nu o port singur, o purtăm împreună și mă bucur foarte mult că înaltul Teofan mi-a acordat această distinție, mi-a încununat munca tuturor celor care au lucrat la realizarea acestui proiect frumos, împreună ridicăm o casă, și ne-a motivat să mergem mai departe, să facem mai multe, să nu ne oprim la o casă, să ne oprim la o casă pe an. Eu aș zice că deasupra tuturor celor pe care le-ai spus tu, este bunul Dumnezeu, care categoric ne ajută, ne dă spor și sănătate să putem să le facem pe toate. Ceea ce faci tu este un lucru minunat. Prin această emisiune am cunoscut doar puțin din viața ta și activității tale. Ce să-ți spun, Andrei? Probabil că în următorul an așteptăm mai multe lucruri, pentru că anul ăsta a fost un an dificil. Mai multe planuri, mai multe proiecte. Dar până atunci ne rugăm Bunului Dumnezeu doar să ne dea sănătate, să le putem face, și pentru că se apropie sărbătorile Crăciunului, un gând frumos pentru cei care ne văd și care ne aud. Fie ca sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătoarea Crăciunului, să ne aducă tuturor bucurie în suflet și să nu uităm ca măcar în această perioadă, dacă nu în fiecare zi a anului, să fim mai buni, să fim noi pentru bătrânii din căminile de bătrâni, să fim nepoților, iar pentru copiii din orfelinate să fim părinților, să fim motivul bucuriei familiei noastre, prietenilor noștri, cunoscuților noștri, să fim mai buni, pentru că Hristos a născut ca noi să fim fericiți. Așadar, și noi avem datoria de a fi motivul fericirii celor din jurul nostru. Andrei, eu ce aș putea să completez este că acest an, chiar dacă a fost un an dificil, ți-a adus și foarte multe satisfacții și aceste, sau mai bine zis, rezultatele spectacolelor deja s-au concretizat în realizarea obiectivelor pe care tu ți le-ai propus. Te-ai și căsătorit și prietenia ta frumoasă cu soția ta s-a fructificat prin această sfântă căsătorie. Clar. Așa, să-ți dea Dumnezeu sănătate și copii mulți și frumoși, da, așa ca voi. Și eu zic că să încheiem această emisiune cum altfel decât arătând oamenilor ce s-a întâmplat cu aceste căsuțe. Ți-aș propune doar să dăm casa de la Țibănești. Da? Din gândul cum la Țibănești, așa, prima casă. Familia Olaru. Să vedem cum s-a întâmplat acolo și cât de fericiți au fost și vor fi în continuare acei oameni, mai ales acum la sărbători, că au căsuță nouă. Mulțumesc. Dumnezeu să vă dea sănătate vouă, să ne dea sănătate nouă, pentru că prin colaborarea noastră se realizează asemenea lucruri minunate, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, nici nu vă pot spune altceva decât cu adevărat să fiți sănătoși, să ne puteți urmări în continuare. Și dacă mai sunt câteva zile până la sfârșit de an, fiți cu ochii pe noi, pentru că trebuie să terminăm și acest an așa mai dificil cum trebuie, adică într-o formă pozitivă, într-o formă bună, cu promisiunea că la anul o să fie și mai bine. Întotdeauna așa se spune, că la anul va fi mai bine. La anul o să fie mai bine și pentru Ascor, și pentru tine, și pentru noi toți. Doamne ajută, așa ca și la anul să facem cât mai multe lucruri frumoase împreună,
slujind folclorului și aproapele nostru. Așa să ajute Dumnezeu, dragi prieteni, vă îmbrățișăm cu drag, la revedere și să ne întâlnim cu sănătate la o ediție viitoare. După ce sute de persoane au contribuit în ultima perioadă la ridicarea locuinței familiei Olaru pentru a le asigura celor doi copii și tatălui lor un acoperiș și un spațiu călduros în timpul sezonului rece, ieri membrii acestei familii din localitatea Glodenii Gândului, județul Iași, s-au mutat în noua locuință. Slujba de binecuvântare a casei a fost oficiată de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Cu darul lui Dumnezeu și prin lucrare osteneală acestor tineri suntem martori unui eveniment foarte frumos, și anume concretizarea dragostei noastre față de cei care au nevoie imperioasă să le fim aproape. Prin acest proiect pe care îl vedem acum foarte frumos realizat, cred că se împlinește un cuvânt pe care noi îl avem și suntem într-un fel obișnuiți cu acest cuvânt. Atunci când punem gândul bun, atunci când avem intenții foarte bune și desigur ne și propunem să le realizăm, să le concretizăm într-un anume fel, Dumnezeu este Cel care ne vine în ajutor. De fapt, în spatele oricărui gând bun, oricărui gând de dragoste, oricărui gest de bunătate, stă Dumnezeu, Cel care ne dă entuziasmul, este Cel care ne inspiră, Cel care ne ajută și desigur ne dă și idei ca să ajungem la finalitatea a ceea ce noi ne propunem. Familia Olaru este beneficiara primei locuințe a campaniei ASCOR, intitulată Împreună ridicăm o casă. Eu aș vrea să fac o poză cu acești tineri și să o pun ca o icoană în primăria Țibănești, pentru că ei sunt într-adevăr un exemplu demn de urmat pentru tineri și vreau să-i felicit și să le urez multă sănătate și să le dea Dumnezeu în miit ceea ce au făcut ei pentru acești năcăjiți din satul nostru. Pentru implicarea în această campanie filantropică, Andrei Mocanu, coordonatorul campaniei, a primit din partea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, distinția Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei. Este prima casă a asociației în 30 de ani de când suntem aici, de când suntem în Iași, prima casă pe care noi o facem. Cu binecuvântarea înaltului Teofan, acum 4 luni am dat drumul campaniei Împreună ridicăm o casă. Și a fost un drum anevoios, un drum greu în care vorbeam cu Emanuela Dineauri din culise. Erau seri în care știam că trebuia a doua zi să dăm 7.000 de lei la muncitori. Aveam un cont 2.000 de lei, dar Dumnezeu a rânduit și am primit poate 12.000 de lei a doua zi. La construirea locuinței s-au implicat voluntarii Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași, alături de credincioșii parohiei Glodenii Gândului.